Noua generație de artiști aduce pe piață un suflu nou și inspirat. O reprezentantă de seamă este și Eugenia Nicolae. Bine ai venit la noi! Bună. Bine v-am găsit! Felicitări în primul rând pentru colaborarea ta cu Frații Cazanoi. Și cu Rime. Dar spune-mi, te rog, de ce folclor? Pentru că eu așa am crescut acasă cu folclor și muzică lăutărească și m-a inspirat tot timpul și am zis acum să-l pun și în muzica mea compusă de mine. Compui tu? Da, sigur. Astea sunt creațiile mele, așa cum am venit și cu piesa Sus paharul la voi. Da. Tot așa am lucrat-o cu băieții în studio și la fel cu piesa Inima nu mai răbda. Am scris-o pe vremea pandemiei, care sper să se termine cât de curând. Dar mi se pare greu să scrii piese cu influențe din folclor, adică trebuie cumva să păstrezi și autenticitatea. E un gen de muzică pe care poți într-adevăr să-l combini ușor cu celelalte stiluri și să iasă ceva original? Pentru mine este foarte simplu pentru că vine natural, pentru că așa am auzit de mică în casă muzica aceasta și atunci mi este foarte simplu să o pun în diverse ipostaze și combinații de stiluri. Cât de mică erai când ai început să cânti? Eu știu, pare un clișeu să zicem tot timpul, cântăreții, cântam de la 2 ani, nu știu la cât așa am început să cânt exact, dar eu prin casă am auzit de când m-am născut, așa am crescut cu muzică. Muzicieni la tine în familie? Da, muzicieni, da. Cine? Tatăl meu cântă de când se știe, din adolescență și în continuare performează, instrument, da, sigur. E greu pentru cumva când... Acum ca adulți ne dăm seama că e greu să ai o copilărie în care să trebuiască probabil să renunți la joacă în defavoarea muncii, pentru că la o voce bună se lucrează. Cum a fost în cazul tău? S-a întâmplat exact la fel. Același traseu pe care îl auzim foarte des din partea cântăreților, renunțăm la multe lucruri, din păcate, nu ne jucăm. Eu cântam încă din adolescență, am mers la evenimente să cânt și mi-amintesc că îmi luam caietele cu mine înainte de bac, am învățat noaptea când cântam și luam pauză, fugeam în mașină să citesc pentru bac, că luni aveam bacul și sâmbătă noapte cântam. Asta este, am făcut sacrificii, dar merită, că uite, acum am ajuns să-mi scriu propria muzică. Felicitări pentru asta. Ai mai făcut un sacrificiu, bine, mulți au trebuit să facă sacrificiul ăsta. Au renunțat la nuntă. Tu ești printre ei. Am renunțat la nuntă. Dar ai renunțat sau doar ai amânat-o? Doar amânat. Asta e, da. Eu sper să reușim anul acesta să ținem și noi nunta. Eu îmi doresc foarte mult și dacă mă mai lasă să mai stau așa fără nuntă, eu cred că o să ajung să-mi iau 10 rochii de mireasă și să schimb... Ai schimbat? Câte rochii ai schimbat? Sunt la 3 acum. Dar de ce le schimbi? Spune-le oamenilor că noi ne-am tot gândit, măi, dar s-o fi schimbat atât de mult fata de anul trecut până acum. Se schimbă gusturile sau se schimbă corpul? Sau ce anume se schimbă? Mulțumesc Dumnezeu, corpul nu s-a schimbat foarte mult, doar câteva kilograme în plus în pandemie. Arăți foarte bine, stai liniștită. Îți mulțumesc. Dar timpul, femeile când stau degeaba și nu fac foarte multe lucruri, trebuie să se gândească la ceva și atunci se gândesc la hainele de nuntă, la verghete. Nu spune, și verghetele și acolo ai umblat? Sigur că da, și la verghete sau și verghete. Suntem la a doua și sperăm totuși să ne oprim, adică deja le avem pe alea acasă, am comandat încă unele, o să le dăm cadou la un moment dat. Dar când ar trebui să aibă loc evenimentul? L-ați programat deja anul ăsta sau încă nu? Nu l-am programat anul acesta, anul trecut trebuia să fie pe 30 aprilie, dar anul acesta încă nu-l programăm, că nu se știe ce se întâmplă. Avem o nuntă mare cu foarte mulți invitați și ne e teamă să nu avem probleme, mai așteptăm. Da, sperăm să se întâmple. Unde veți face nunta? V-ați găsit? Nu neapărat locația, adică dacă în București sau în altă zonă sau... Facem două. Așa. Două? Deci, stai. Da, facem două. Una în București cu prietenii din București și gașca de aici. Așa. Și una la mine acasă, de unde vin, din Slatina, unde părinții au o grămadă de... Cum se face? Bănuiesc că normal, nu o să fie o singură rochie de mireasă care te duci la ambele nunți. Vezi, Lora, e foarte simplu. Iată, exact. Are sens acum. Normal, trebuie să schimbăm și am și o rochie 2 în 1. Adică perfect, pe lângă celelalte. Că trebuie că la biserică, după aia la petrecere. Că am înțeles. Normal, să fim așa mai religioase și mai decente la biserică și la petrecere să fim mai sexy. Da, să vorbim de invitații noștri. Da, pentru că am revenit alături de Eugenia, care este pregătită să ne cânte alături de Rime. Bine ai venit, domnule. Bine v-am găsit. Chiar rime așa? Rime? Deci este porecla pe care am primit-o undeva prin clasa 9-a. Așa. Ulterior, când am decis să mă și apuc de muzică, am încercat să o schimb de vreo 2-3 ori, să-mi găsesc și eu un nume de ăsta mai fancy, știi, cum are toată lumea, nu știu, Michael Gheorghe sau ceva. Și până la urmă nu, am rămas tot aici. Pentru că toți mă strig așa. De ce să schimb? Că e cool. Pentru că atunci când dai search pe Google, dacă scrii rime, cu siguranță n-apar eu primul, știi? Aia! Ah, da, cine știa de Google. Cum se numește piesa? Piesa noastră se numește Inima nu mai răbda și este în colaborare cu Frații Cazanoi, care a mai venit aici la voi și am cântat, și cu Rime! Perfect! Mulțumim tare mult de vizită, mult succes în tot ceea ce faceți. Ne revedem și mâine la 10:30. Acum îi ascultăm pe Eugenia și Rime! Veșnicia se ascundea și nu-i cale de găsit, prea mult s-au rătăcit, încercând să-și întâlnească veșnicia împărătească. Când munții s-o plictisi și codrul n-o înverzi, păsările n-or cânta, perele vor seca, stelele n-or mai luci, noi tot nu ne vom opri. Sufletul tot va cânta pe pământ până când inima nu mai răbda. Cântătorul când dorul de casă seacă izvorul din noi, când iată cum apar mulți de nevoi. Dar ce știu ei despre noi? Nu dăm înapoi, un sunet de buciune adună și roi, ne scapă din văi, ne arată alte căi. Nu-i întâmplare, ne aduce aproape de voi. Norocul e ca un joc de zaruri, te arde ca jarul, te ține în valuri. Cumva nu mă dau după cine-mi dă lauri. Faci iubirea mai sus decât darul și cash. Uite de mine, fă pași, nu suntem pe același făgaș. Poate cu un pic de curaj, scap de miraj, te uiți în gol și sari. Când munții s-o plictisi și codru